Hristos a înviat și bună seara, stimații telespectatori! Astăzi, în cadrul emisiunii Reflector Analitic, ne-am propus să discutăm despre fenomenul solidarității sociale în Republica Moldova. Ori pe parcursul zilei de astăzi, la Chișinău s-a desfășurat și o conferință cu acest generic. Salut prezența în studio a domnului Nicolae Pascaru, președintele Mișcării Naționale Voievod. Bună seara! Bună seara! A domnului Corneliu Popovici, consilier al președintelui Republicii Moldova în domeniul educației, culturii și cercetării. Bună seara și bine ați venit! Și a domnului Petru Negură, sociolog. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Negură, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba. Iată, pe parcursul zilei de astăzi, ziceam un pic mai devreme, în cadrul Academiei de Științe s-a desfășurat această conferință științifico-practică. Haideți să pornim de la necesitatea studierii acestui fenomen și să vorbim despre rezultatele, bănuiesc eu, care au fost expuse în luările de cuvânt. Vă rog. Deci astăzi la această conferință, ținută în cadrul Institutului de Cercetări Juridice și Politice și Sociologice, o conferință despre coeziune socială și solidaritate, în special a doua, dar raportul principal în plen a fost ținut pe coeziune socială și solidaritate socială. Într-un fel se vorbește peste tot, în mass media, în discursul public, oriunde se vorbește despre faptul că societatea moldovenească, moldoveană, ar fi fost dezbinată, nu este unită, că nivelul de solidaritate este scăzut și că cam pe aceste tonalități. Și noi am vrut să vedem, să verificăm printr-o cercetare care este de fapt realitatea la nivelul percepțiilor, pentru că nu putem pune mâna pe realitatea însăși. Atunci când ce vorba cred concetățenii noștri? Cu adevărat societatea este dispersată? Da, cetățenii noștri, judecând după cercetarea pe care am făcut-o, în special pentru un sondaj la sfârșitul anului 2018, deci anul trecut, am întrebat respondenții pe un eșantion reprezentativ care este percepția lor despre societate, ar fi ea unită sau nu. Și un procent foarte mic a spus că da, este unită. Și deci foarte mic, de ordinul 7%, dacă nu mă înșel. Și ceilalți au spus că este că nu este unită sau este unită într-o foarte mică măsură. Și lucrul ăsta ar trebui cumva să ne pună întrebări și să ne facă să ne gândim la niște eventuale soluții poate. Domnule Popovici, iată, în luările de cuvânt, ziceam, în cadrul acestei conferințe, mai mulți cercetători au reiterat această poziție, societatea noastră este oarecum dispersată. Întrebarea reiese din această teză, ce ne dizbină, ce nu merge bine? Să fie factorul economic cel care îl invocăm noi de fiecare dată vinovat? Vreau să menționez că este, după cum s-a spus, a fost o conferință foarte interesantă, a fost o conferință internațională cu participanți din mai multe state. În special m-a impresionat luările de cuvânt al cercetătorilor atât din Republica Moldova cât și din țările vecine, Ucraina, România. De ce accentuez aceste momente? Deoarece în țările vecine se atestă un șir de fenomene care au un anumit impact asupra situației din Republica Moldova și poate chiar scot în evidență unele tendințe care la noi de-abia se profilează. De asemenea, vreau să spun că, după cum am menționat antevorbitorul meu, cercetarea care a fost efectuată practic a confirmat acele discuții, acele supoziții care se făceau în ultimul timp atât de unii politicieni din țara noastră, cât și de unii cercetători care au sesizat că societatea moldovenească se atomizează, adică se segmentizează, se disparte. Adică acele tradiții, acea unitate, acea paradigmă care ne caracterizează pe noi pe parcursul secolilor, practic dispare. Societatea moldovenească se dispersează, se atomizează, apar mai multe segmentări. Și asta este un risc. Un risc pentru viitorul țării noastre, deoarece odată cu distrugerea societății, practic, noi putem pierde țara.
care sunt, da, și după cum s-a menționat, peste 85%, conform sondajului efectuat, din respondenți au menționat că, conform studiului, că societatea din Republica Moldova este puțin unită sau foarte puțin, puțin unită. Și asta trebuie să ne îngrijoreze, pe de o parte. Pe de altă parte, vreau să menționez că cauzele care au fost menționate inclusiv astăzi, ele pot fi foarte multe. Deși pot genera discuții, cineva poate să spună că cauza principală a acestei dispersări este sărăcia, care de asemenea este un fenomen caracteristic la etapa actuală Republicii Moldova și care se aprofundează și care afectează practic toate segmentele societății noastre. Dar cum a menționat cercetătorii la această conferință, că sunt țări, sunt societăți sărace, însă cu un grad de coeziune destul de înalt. Adică sărăcia nu este numai decât implică de la sine o dispersare a societății. Și aici probabil sunt și alte fenomene care influențează asupra dispersării societății noastre și probabil în primul rând este ceea ce ține de educație, ceea ce ține de distrugerea celor valori care ne unea pe parcursul secolilor și în special de lipsa unor politici la nivel de stat de consolidare a societății. Deoarece nu poate fi, noi când vorbim despre faptul că nu există o coeziune sau este dispersare în societate, noi nu încercăm să absolutizăm coeziunea. Pentru că și atunci când societatea este foarte unită, când gradul de coeziune este foarte înalt, tot nu este bine. Asta este caracteristic pentru unele regimuri totalitare. Coeziunea trebuie să fie la un nivel, să spunem așa, satisfăcător pentru societate. Și acest nivel, el poate fi creat prin unele politici la nivel de stat. Pe de o parte. Pe de altă parte, pe mine m-a bucurat conferința de astăzi, deoarece a demonstrat că noi, în Republica Moldova, avem nevoie de studii serioase, academice, noi avem nevoie de centre de cercetare științifice și în acest context, încă o dată, a demonstrat că Academia de Știință a Republicii Moldova trebuie să-și readucă, să-și recapite acel statut pe care l-a avut până nu de mult. Deoarece, având investigații serioase, noi vom putea identifica problemele existente în societatea noastră și vom putea găsi soluții. Domnule Pascaru, în viziunea dumneavoastră, căror instituții ale statului îi revine acest rol de consolidare, chiar îl notam atunci când vorbea domnul Popovici? În mare parte, cu acest subiect, adică o atenție mare trebuie să atragă guvernul, pentru că aici sunt acele ministere care își alcătuiesc aceste programe pentru tineri, pentru ca să fie viața mai bună, mai fericită, pentru că sunt țări unde este Ministerul Fericirii. Sunt așa ministerii care se ocupă anume cu dispoziția oamenilor. Acest proces care se întâmplă este unul răspândit și în Europa, pentru că globalizarea își are tributul său. Adică oamenii plătesc acest tribut, mulți oameni pleacă, această migrație este dezvoltată și este un lucru, așa, poate nu e bine pentru o țară, dar așa se întâmplă, pentru că ușor se integrează moldovenii noștri în diferite societăți, chiar din Europa. Practic plecând, peste un an, doi, se sunt bine și în Franța, și în Germania, și în Marea Britanie, pentru că așa suntem noi de firea noastră moldoveni. Ce ar putea să ne unească noi? Ar putea să ne unească biserica, religia noastră ortodoxă, care are în tradiții de acum mulți ani. Ar putea să ne unească cutumile noastre, ar putea să ne unească, chiar și televiziunea poate să ne unească în diferite... Media, da, presa, pentru că uitați-vă, ce se întâmplă noi în Republica Moldova? În momentele când se încep companiile electorale, politicul, artificial, de acum mai împarte societatea pe diferite criterii. Baricade sau în tranșee. Este important ca noi să înțelegem că aceasta este un spectacol politic și este important ca să dovedim să ieșim dintre acestea tranșee sau să ne coborâm din baricade, să trăim mai departe, pentru că viața continuă. Mai departe, guvernul, Ministerul Educației trebuie să aibă aceste programe ca să unească societatea, o țară,
prin manualele sale de predare, cum se propune la noi în Republica Moldova, istoria Moldovei, a voivodilor, a noștri moldoveni care au luptat pentru țara noastră, oamenii care au promovat Moldova, oamenii care... Și aceste exemple pozitive poate să facă ca noi să înțelegem niște lucruri cam la fel, cu toate că este imposibil de uniformizat așa că atât să gândim într-o direcție, cum spune domnul Corneliu, pentru că s-ar primi o Germanie anii 38, dacă toți ar gândi într-un fel, sau o țară dictatură. Da. Dar în mare parte ar fi bine ca noi să înțelegem lucrurile la general, pentru că este mai ușor într-o energie mai așa, toți împreună, să schimbăm lucrurile bune din țară la noi, să vedem problemele care sunt, pentru că în secolul 21 ar fi bine ca toți să trăim fericit la noi acasă, să avem acele servicii, să înțelegem aceste lucruri, că este un oportun, cum spun, în secolul 21, să trăim bine, pentru că sunt toate condițiile pentru a trăi bine. Este important ca toată societatea să se mobilizeze. Da, domnule Negru, eu vreau să revenim un pic la dimensiunea sociologică. Iată cercetările pe care le-ați efectuat pe parcursul anilor. Ce concluzii ne oferă? Societatea noastră devine una mai dispersată sau ne unește totuși ceea ce îl întrebam și pe domnul Pascaru? Și tot aici poate aș vrea să medităm un pic raportat la încrederea unii față de ceilalți și în același context la instituțiile statului. Haideți să le luăm de la un capăt. Concluziile pe care le oferă aceste studii pe care le-ați făcut diferă de la un an la altul? Da, au făcut diverse institute de cercetare, de sondaje, de opinie, au încercat să facă un fel de reflexie, un fel de barometru al stărilor de spirit în societate și există o anumită dinamică de la un an la altul. Dar dinamica asta nu se întâmplă așa ca și cum ar fi trebuit să fie. Ea este influențată de factori, ea este influențată de felul în care noi, ca și actori sociali, ne comportăm în această societate, cum noi încercăm să schimbăm lucrurile, cum diverse instituții pe care le-ați pomenit acționează în această societate. Și chiar... Dar ca să ținem degetul pe pulsul problemei, factorul economic este uneori destul de relevant sau decisiv? Adică în momentul în care economia se dezvoltă, dacă se schimbă și societatea după sine? Și percepțiile asupra unor stări de lucruri. E așa? Nu neapărat. Nu neapărat. Deși există o anumită corelație și nu putem spune ce anume influențează ce. În sensul, de exemplu, ar putea... De exemplu, un anumit activism, o anumită dinamism al societății ar putea predispune spre o dezvoltare economică. Nu neapărat și invers. O dezvoltare economică nu neapărat predispune spre mai mare participare civică, politică și așa mai departe. Dar există totuși o corelație și aici cred că ar trebui să ne gândim cum am putea stimula, de exemplu, participarea oamenilor la procesele civice, politice. Adică cum am putea noi stimula ca oamenii înșiși să fie mai activi în plan societal, civic și lucrul ăsta este bun în orice caz. Și așa cum a arătat și o altă cercetare acum publicată recent despre indexul coeziunii sociale, și participarea moldovenilor este una foarte redusă. Adică voluntariatul, activism civic, chiar și participare politică este una destul de redusă. De ce? Nu avem cultură politică, nu avem cultură civică. Nu avem cultură civică și aici, într-adevăr, iarăși, nouă ne este comod de fiecare dată să dăm toată vina pe Uniunea Sovietică, dar asta este, în perioada sovietică n-am fost stimulați să facem asociații, să fim activi din plan civic, să protestăm dacă e cazul, toate lucrurile astea au fost cumva inhibate. Am avut un singur partid în care puteam să ne rolăm sau trebuia să ne rolăm. Și lucrurile erau rezolvate cumva peste capurile noastre. Acum ar trebui noi să luăm frâile în mâini, adică societatea civilă, nu în sensul neapărat al societăților, al organizațiilor non-guvernamentale, al societății de jos. Ar trebui să fim noi mai activi. Eu vreau încă un aspect să îl descifrăm împreună cu dumneavoastră, după aceea o să încerc să aflu și punctul de vedere a domnului Popovici. Iată, gradul de apartenență, și chiar mi-am notat în aceste notițe, a cetățenilor la statul Republica Moldova. E o problemă? Nu, asta nu este o problemă. Dimpotrivă, gradul ăsta de apartenență la Republica Moldova este unul destul de ridicat.
Poate și în virtutea faptului că am avut o educație patriotică în trecut și lucrul ăsta cumva și-a lăsat amprenta. Deci asta nu este o problemă din calea afară. Mai degrabă, problema este percepția asta a coeziunii, adică cât de unită este societatea, și mai este o problemă poate, pe care vreți să o atingeți mai târziu, cea de a încrederii. Da. Încredere pe orizontală și încredere pe verticală în instituții și în semenii și în ceilalți. Da. Domnule Popovici, vreau punctul dumneavoastră de vedere raportat, iată, în mod special la gradul de apartenență a moldovenilor la statul Republica Moldova. Vreau să spun că studiul care a fost prezentat astăzi, deși eu am înțeles că este doar în început de investigație fundamentală, va continua și o altă etapă, dar chiar ceea ce s-a făcut până la moment și ceea ce a fost prezentat este impresionant. Cu siguranță, studiul a demonstrat existența unor tendințe negative. A menționat această dispersare a societății, dar în același timp a menționat un șir de tendințe, cred eu, destul de pozitive pentru societatea noastră și pentru perspectivele de dezvoltare a societății și a Republicii Moldova. În acest context, mă refer la faptul că conform studiului efectuat, mai mult de 56, dacă nu mă înșel, de procente din respondenți au menționat că ei se asociază, să spunem așa, se identifică cu statul. Adică ei au moldovenii într-un fel Peste 70% într-un fel ei se menționează apartenența lor la Republica Moldova. Adică unii, indiferent unde pleacă ei, inclusiv prin străinătate, ei se consideră că ei vin din Republica Moldova, ceea ce este totuși un, cred eu, un indice destul de pozitiv. De asemenea, cred eu că un moment pozitiv este și faptul că undeva peste 87% din respondenți se mândresc cu cultura Moldovei, se mândresc cu tradițiile pe care le avem noi. Și asta tot este un semn foarte bun. Și cred eu, deși este discutabil, dar eu cred că este un alt moment pozitiv, este faptul că moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, cred destul de mult în posibilitățile familiei și la întrebarea pe ajutorul cui contează moldovenii în caz de anumite situații, probleme, marea majoritate pun accentul pe mai mult de 60% pun accentul pe familie. Adică noi avem totuși această încredere în familie ca un nucleu. Pe de o parte. Pe de altă parte, este destul de simptomatic faptul că moldovenii practic nu se bazează pe susținerea care poate să vină din partea instituției statului. Doar 2,7%. Domnule Popovici, eu vreau să vă întreb, iată, fenomenul migrației contribuie și el la această dispersare a societății? Eu cred că aceste fenomene se află într-o interdependență. Și este greu de spus care este elementul fundamental. Sunt sigur că migrația contribuie la dispersarea societății, pe de o parte, dar pe de altă parte și această lipsă de coeziune internă poate genera un nou val, să spunem așa, de migrație. Iar la întrebarea noastră referitor la conexiunea dintre coeziunea socială și gradul de dezvoltare economică, cu siguranță este o legătură, dar cred că această legătură nu este una hotărătoare, pentru că, cu riscul de a mă repeta, noi atestăm existența unor societăți sărace, dar unite, cu un grad de coeziune destul de înalt. Și din contra, sunt societăți destul de avansate din punct de vedere economic, dar cu anumite probleme la acest capitol. Dar, cu siguranță, dacă o să trăim mai bine, dacă o să scăpăm de această sărăcie care ne domină în ultimii ani, eu sunt sigur că coeziunea va crește. Dar pentru a scăpa de sărăcie, trebuie să fim mai uniți în societate. Da, domnule Pascaru, iată, în acest studio a fost enunțat o teză interesantă, o noțiune, mai bine zis, noțiune de patriotism, care ceva mai devreme mulți zic că era oarecum mai cultivată. Haideți să aflu ce părere împărtășiți dumneavoastră, pentru că, iată, eu documentându-mă pentru această emisiune, am găsit
un raport, cred că de acum 5 ani, în care per pe ansamblu, în baza acestui raport, cercetătorii ziceau că dacă ar fi să dea o notă gradului de patriotism a concetățenilor noștri, ar fi nota 7. Împărtășiți aceeași viziune? Cum stăm noi la acest capitol? În tot timpul, oamenii erau adunați într-o idee sau într-o comună, într-o societate, anume de pericolele externe care le aveau. Pentru că este mai ușor să supraviețuiești într-o comunitate, împreună. Chiar era o pedeapsă foarte mare dacă era scos dintre această comună un om. Ceea ce este la noi în Republica Moldova este un lucru destul de interesant, pentru că noi, de fapt, trăim acest moment de la distrugerea acestui bloc Uniunii Sovietice și intrarea într-această democrație, să-i spun eu, sălbatic, pentru că nimeni nu erau pregătiți, nici instituțiile nu erau pregătite. ONG-urile apar și mai târziu și până acum noi nu avem o cultură între aceste ONG-uri, ca să fie mai multe ONG-uri. Noi nu avem acea cultura voluntariatului, oamenii cam greu, chiar și tineri, cam greu se implică în aceste organizații, asociații de voluntari sau în diferite acțiuni, inclusiv ecologice, având în vedere că organizația noastră Voivod permanent ne implicăm. Eu totuși cred că la aceste note 7 a patriotismului moldovenesc, eu cred că în societatea noastră e mai ridicată. Eu cred că sunteți mai optimist. Sunt mai optimist, pentru că cât de parte nu a pleca un moldovean de-a nostru, de el totuși cineva a spus că cuvântul dor este numai în limba noastră, limba moldovenească sau limba română, cum spune, pentru că noi suntem dornici de a veni acasă. Noi vrem să venim acasă. Chiar acum, în sărbătorile astea de Paști care sunt, noi am văzut pe străzile Moldovei foarte multe automobile cu numere din Marea Britanie, din Franța, din toată Europa și nu numai Europa. Domnule Pascaru, pentru că ați atins și această latură a discuției, vreau să vă întreb simplu. În cazul în care pleci peste hotare, în căutarea unui trai mai bun, ești catalogat ca fiind departe de ceea ce se numește patriotism? Nu mai ești patriot? Eu cred că chiar acolo departe sunt situații care i-a impus acești oameni să plece, dar eu cunosc multe istorie de succes. Ajungând în Portugalia sau în Italia, se consolidează în niște organizații mari a acestor oameni, își fac nunți mari moldovenești, petreceri și prelungesc tradițiile moldovenești. Întâlnesc anul nou împreună, Paștele și diferite sărbători. Cel mai interesant moment... Poți fi patriot și de la mii de kilometri distanță. Asta ar fi concluzia. În momentul când o mare parte din buget este alcătuit de la oamenii noștri plecați după hotare, eu cred că cei mai mari patrioți poate sunt și ei, pentru că duc acest dor de casă și de fapt se simte și relația poate nu atât aproape de către neamuri, de către copii, de către familie, dar ei fac mult pentru țară. Cel mai interesant moment l-am văzut în Irlanda, în Dublin, când Biserica Catolică care era acolo pe loc dădea duminicile ca să ducă slujbe în biserica a ortodoxilor noștri, a un părinte care este din Republica Moldova. Chiar și acolo, undeva după hotare, este o posibilitate ca oamenii să consolideze în spiritul ăsta nostru moldovenesc și să treacă tradițiile, să întâlnească cu oamenii, să discute mai mult de tot ce este țară. Pentru că noi suntem așa alcătuiți moldoveni, că suntem dornici de țara noastră și iubim Moldova. În pofida altor popoare. Eu des am fost după hotarele Republicii Moldova și am văzut mulți oameni. Eu, de exemplu, mai dornici de țară, cum sunt moldovenii, nu am întâlnit oameni. Pentru că chiar oamenii din Europa puțin sunt mai globaliști, adică sunt bine în toată Europa. Noi ne simțim bine la noi acasă. Ar fi bine de făcut aceste condiții ca să trăim bine la noi acasă și mai puțini oameni să plecăm din țară. Da. Și aceasta e iarăși posibil numai în această consolidare care o vedem noi, despre care noi discutăm. Domnule Negură, cred că nu există sondaj realizat în Republica Moldova care să nu ateste că biserica, ca și credibilitate, se clasează în top, întotdeauna.
Aici chiar o să vă rog să mă corectați în cazul în care comit o eroare, însă la capitolul credibilitatea instituțiilor statului, ele diferă de la un regim politic, de la un partid aflat la guvernare, de la alți factori care influențează, fie direct, fie indirect. Haideți să pornim cu liderul clasamentului, care rămâne a fi biserica, și după aceea să vedem și credibilitatea, nu știu, chiar a instituției prezidențiale, chiar a guvernului, chiar a judecătoriei și așa mai departe. În general, să știi că instituțiile statului nu se bucură de o încredere din calea afară de mare. Din partea cetățenilor, asta este o situație pe care trebuie să o asumăm. Pe de altă parte, biserica are o poziție relativ confortabilă în societate, pentru că de ea nu depinde foarte mult bunăstarea materială. Depinde eventual bunăstarea spirituală, dar aici nu poate fi măsurată cu... Cuantificator. Așa. Da. Și evident că lumea își dă, are încredere în instituțiile de care nu depinde nimijlocit bunăstarea ei materială încă o dată. De exemplu, armata. Bun, ok, are încredere, dar cine de armata, de fapt, da. În sfârșit. Deci, există o problemă la nivelul încrederii față de instituțiile statului și aici lucrurile sunt clare. Instituțiile statului trebuie să fie transparente și să... Dacă doriți să informeze atunci când este cazul despre beneficiile la care contribuie, beneficiile comune la nivel societal la care instituțiile respective contribuie, dacă o fac. Dacă nu, atunci nu. Dar e bine ca și cu atât mai mult, pentru că noi ceea ce auzim, inclusiv din media, este că instituțiile sunt corupte. Ceea ce este și adevărat într-o mare măsură. Mai ales când e vorba de sistemul judecătoresc și toate astea. Deci... Asta este. Noi nu ne ascundem după deget. Și atunci ce ar trebui întreprins? Pentru a crește? Pentru că asta este nevoie de politici foarte ferme pentru ca să se dea mai multă autonomie respectivelor instituții, să se scoate de sub controlul grupurilor de interes și să se lucreze la capitolul transparență. Lucrurile sunt foarte clare. Dacă ele nu sunt aplicate, nu de motiva că nimeni nu știe cum să facă. Este vorba de voință politică. La capitolul voință politică vreau să discutăm un pic. Iată, atunci domnul Pascar pomenea ceva mai devreme despre campaniile electorale în care se conturează tot felul de viziuni politice, uneori chiar curente extremiste. Conduc și ele la crearea unor fisuri în societate, au în ghilimele de rigoare fisuri sub aspect de viziune, sub aspect de mobilitate, dacă vreți. La ce vă referiți prin, eu știu, curente care ar susține lichidarea Republicii Moldova ca și stat, spre exemplu, anexarea fie de o parte, fie de alta a ei. Da? Ok, cred că până la un punct cred că este normal un anumit activism, fie și negativ în societate, pentru că există și până nu ajunge în limita extremului, da? Până nu ajunge să dezbinde societatea și să ne ocupăm de lucruri... cumva de probleme false. În sensul că atunci când în societate lucrurile merg prost pe plan economic, noi ne ocupăm de identitate sau de grupuri minoritare, de lucruri de genul ăsta. Eu cred că și mai ales lucrurile astea sunt comod de politicienilor care nu știu să iasă din situații foarte grele pe plan de politici și economice. Și de a sustrage atenție cetățenilor. De a sustrage atenție la problemele reale. Deci, cred că uneori politicienii de rea credință împart societatea cu bună știință în două tabere și ei își fac mendrele lor între timp, așa popular vorbind. Da, domnule Popovici, haideți să medităm asupra curentelor extreme. Sunt dăunătoare ele Republicii Moldova? În contextul studiului care a fost prezentat astăzi, aș vrea să menționez că, conform datelor, există mai mulți factori în percepția cetățenilor Republicii Moldova care ar putea coagula societatea noastră. Și vreau să spun că unii din acești factori pe mine chiar m-au impresionat. Și anume, de exemplu, mai mult de 17% din cetățenii Republicii Moldova consideră că unele cataclisme, chiar războaie sau revoluții, ar putea să unifice societatea noastră. De asemenea, ei vorbesc despre faptul că da, și acest lucru, de asemenea, e discutabil. Adică nu trebuie să ne fie foarte rău ca să ne putem uni.
Deși unii cercetători, după câte am înțeles eu astăzi, au spus că acești factori este determinat în mare măsură de impresia care a lăsat-o evenimentele din țara vecină, din Ucraina. Respectiv, nu trebuie să ajungem la cei ce este în Ucraina. Cei ce ați întrebat dumneavoastră referitor la aceste mișcări marginale, eu într-o anumită emisiune la un anumit post TV am menționat că aceste mișcări periferice, să spunem așa, practic, ele nu există în realitate în Republica Moldova. Ele sunt inspirate de anumite forțe politice, mai bine sunt de anumite grupe de interes, cu scopul de a sustrage atenția cetățenilor de la adevăratele probleme. Și aș vrea să expun ideea că totuși aceste mișcări marginale, ele probabil sunt susținute de unele grupări care exercită și care sunt prezente în structurile guvernamentale din țara noastră. Și în această ordine de idei, ar vrea, de exemplu, să ne amintim despre așa numitele declarații de unire pe care le semnau primarii unor localități. Astfel de acțiune, pentru că deja semnarea unei astfel de declarații este o acțiune, nu este o manifestare a unei voințe, a unei idei, a unei ideologii, ci este deja un act. Și deja dacă cineva din structurile administrației publice locale se pronunță pentru lichidarea statului, asta este o acțiune contrar Constituției, prevederilor constituționale. Cine a fost tras la răspundere? Au fost semnate câteva sute astfel de declarații. Care este soarta acestor persoane care au încălcat normele constituționale? Eu nu țin minte. Eu n-am auzit, cel puțin eu, ca cineva din aceste persoane care a semnat astfel de documente, inclusiv de director de școală, să fie întrebați de ce au făcut acest gest, punând inclusiv ștampila. De exemplu, pentru mine este de neînțeles de ce chiar până nu de mult, cu girul Ministerului Educației, în școli, în instituțiile de învățământ din țara noastră, să permiteau și chiar să stimula organizarea unor activități care prevedeau promovarea ideii de lichidare Republicii Moldova. Deoarece orice proces, proiect unionist, nu este altceva decât un proiect de lichidare Republicii Moldova. Iar lichidarea statului, conform legislației existente, este o cauză care trebuie să fie pedepsită. Respectiv, aceste acțiuni, ele sunt stimulate de anumite grupuri de interese cu scopul de a sustrage atenție cetățenilor de la adevăratele procese și probleme existente în societate, pe de o parte. Pe de altă parte, cred eu că mișcările aceste marginale în Republica Moldova nu au niciun viitor. Da. Domnule Pascaru, menționa ceva mai devreme despre aportul mass media pe care îl are în societate. Se zice și, de fapt, în literatura de specialitate există o afirmație potrivit cărea cel care deține informația este un om puternic. Iată, reieșind din aceste afirmații, vreau să vă întreb, media poate nu-și face meseria așa cum trebuie pentru că există starea de lucruri pe care o atestăm astăzi în cadrul emisiunii noastre? Sau media e ok și atunci depinde și de viziunile noastre asupra societății și de factorul extern, iată ceea ce s-a remarcat astăzi în studio. Având în vedere perioada sovietică, când erau, de exemplu, o televiziune toată Uniunea Sovietică, da, și acum noi trecem ca dintr-o grădină zoologică, noi trecem într-o junglă. Și acum sunt mai multe, vreo 15 mass media. Clar că asta este poate și bine că sunt atâtea televiziuni și se mișcă. Dovedim noi oamenii, chiar în mare parte oamenii de la sate, ca să înțeleagă că aceasta tot este o joacă de idei. Fiecare media și are o idee sau o doctrină sau are un interes, inclusiv poate politic, poate comercial. Pentru că în mare parte, fiind implicată în mai multe activități undeva pe la țară, chiar auzeam de la oameni că așa s-a spus la televizor. Adică sunt mulți oameni, poate și cred tot ce spune la televizor, dar televizorul noi vedem, chiar și în alegerile prezidențiale în Ucraina a câștigat
un om care este din show business, da? Omul care se promovează mai des la televizor, dar acum a nimerit într-o postură serioasă, președintele Ucrainei. Dar numai decât că prin mass media noi putem să dăm lucrurile și acelea bune și acelea rele. Noi putem să oamenii trebuie să aibă capacitatea de a-și face o analiză la ceea ce se întâmplă. Și poate mai multă informație aduce la ceea ca oamenii de acum începe să înțeleagă. Ceea ce a făcut, de exemplu, anul trecut, președintele țării a numit anul Ștefan cel Mare, este un lucru formidabil. Și mai ales într-acest an s-a prezentat 3 filme istorice. Ia ca nume, această viziune din spectrul istoric la lucrurile care se întâmplă în Republica Moldova, care s-a întâmplat, care, lucrurile care ne vede pe noi sau noi ne vedem dintr-o parte ca națiune, ca etnie, aceasta și pe noi ne unește, pentru că un popor ce ne unește pe noi? Ne unește pământul pe care trăim, ne unește neamurile, virtutile așa care sunt, victoriile care le-a avut strămoșii noștri, războaiele care le-a trecut, timpurile rele, timpurile bune, aceasta și este memoria unei națiuni. Și ar fi bine ca la toate televiziunile, toate mass media să-și aibă acea particică de lucruri bune, pozitive, pentru că nu este numai rău în țară. Pentru cum lucrează în mare parte la general mass media? Într-o seară arată omoruri, violuri, accidente. Și apoi dă câteva secunde de reclamă. Că viața va fi mai bine dacă veți schimba o mașină sau veți schimba. Este o manipulare la conștiința omului. Ar fi bine ca să fie chiar și un program de stat. Pentru că eu țin minte când era acel proiect... să nu fie aruncat gunoiul pe stradă, da, din automobile și așa mai departe. Și, de exemplu, era promovat prin diferite banere pe stradă, pe la televiziune și oamenii, totuși, ei mă lipsesc de această idee. Există fenomenul picături chinezești, da? Într-un moment nu aruncă gunoiul sau într-un moment se mobilizează toți într-o altă idee benefică pentru țară, pentru noi. Ar fi bine ca mass media să gândească la aceste lucruri, poate fi niște programe de stat și numai decât că această putere poate să facă oamenii să fie mai buni, poate să facă oamenii să fie mai toleranți, în sensul bun a cuvântului, poate să facă să fie mai atenți la ceea ce se întâmplă în prejurul nostru. Pentru că mass media cât de cât uniformizează. Să nu lucreze numai la alegeri. Să nu, ne place să zice că suntem puterea a patra în stat. Dar ar fi bine să ne unească, să arăte lucrurile bune care se întâmplă în țară, nu numai lucrurile rele. Pentru că în momentul când arată lucrurile bune, oamenii încep să iubească această țară. Și mai departe, din dragoste se face toate ce se întâmplă bine pentru Moldova. Domnule Negru, aceste studii pe care le-ați realizat dumneavoastră, până la urmă, sunt o radiografiere a societății noastre. Iată, o noțiune, la prima vedere, s-ar părea a fi abstractă. Noțiunea de patriotism. Mai este actuală? Nu este un arhaism pentru concetățenii noștri? Ar mai fi gata cineva să-și dea viața pentru țară, pentru valori, pentru... Nu cred că este un arhaism, cred că e un sentiment pe care îl cultivăm noi fiecare și avem uneori experiență directă a patriotismului și domnul Păscare aici a menționat lucrul ăsta. În momentul când plecăm peste hotare și când suntem nevoiți sau trebuie să stăm mai mult timp acolo, la un moment dat simțim acest dor de țară. Asta este un sentiment aproape visceral de atașament la baștină, la țară. Dar nu am pierdut noi din acea ardoare de odinioară? Și cred că el ar trebui cumva trebuie să se confere cumva niște conținuturi și la nivelul instituțiilor a unei încredere pe verticală, cum mai spunem noi, în instituții, trebuie să dăm cetățeanului sentimentul că există posibilitate, oportunitate de dezvoltare la tine în țară, pentru că asta lipsește și omul, chiar și patriot, poate pleca atunci când este pus în situația unui risc de sărăcie, dar și mai ales atunci când nu vede o posibilitate de ameliorare în viitorul apropiat. Asta ar fi la nivelul unui cetățean de rând, dar eu cred că totuși ar trebui să schimbăm un pic accentele. Atunci când vorbim despre patriotism, trebuie să, în primul rând, să,
să punem accentul pe ideea, dar cei care ne guvernează au acest sentiment sau nu au? Cei da, e o abordare care, interesantă. De care depinde soarta cetățeanului, de care depinde soarta țării, aceste persoane, care eu cred că nu sunt obișnuite din punct de vedere a sărăciei, să spunem așa. Ministri, deputați și așa mai departe. Ei nu sunt oameni săraci, nu sunt oameni care au anumite lipsuri, dar apare întrebarea. Ei, în activitatea lor, sunt ghidați de acest sentiment a patriotismului? Altfel spus, ei se gândesc la această țară, se gândesc la viitorul acestei țări, se gândesc la bunăstarea acestei țări și a societății sau se gândesc la alte lucruri? Domnule, pentru că este, ca să-mi completez, da, mă rog, pentru că este greu de înțeles, de exemplu, pentru mine, ca cetățean de rând, când, de exemplu, speakerul Parlamentului Republicii Moldova, într-o ședință a unui parlament străin, practic închină Republica Moldova acestui parlament străin. Pentru mine este de neînțeles, de exemplu, când un ministru din Guvernul Republicii Moldova participă la unele evenimente publice dintr-o țară vecină, unde se vorbește despre necesitatea lichidării Republicii Moldova. Și atunci, despre ce patriotism putem noi să vorbim sau ce patriotism noi putem să cerem de la cetățeanul de rând când la nivel de conducere a țării acest grad de patriotism tinde spre zero. Da. Cred că patriotismul nu ar trebui să fie doar o ideologie, pentru că ea este o ideologie și ea este utilizată de către elite politice, mai ales pentru ca să-i pună pe oameni să lucreze cumva gratuit sau pe la preț mic. Pentru că ar trebui patriotismul să fie, într-adevăr, cum sugera și domnul Popovici adineaur, cumva să fie un fel de schimb. Voi sunteți patrioți? Pentru că și noi suntem patrioți. Sigur. Și instituțiile statului contribuie la o mai bună solidificare, consolidare a acestui sentiment de patriotism. Omul nu ar trebui să fie patriot doar de faptul că cineva îi spune tu trebuie să-ți iubești patria. Dar de ce e că el o face asta? Pentru că asta e inclinația firească. Vă spuneam despre sentimentul ăsta firesc al omului care pleacă în afară și îi dor de casă. Normal să-ți fie dor de casă. Dar așa se face că oamenii au foarte puțină încredere în instituțiile statului, în instituții în general și omul vrea. Dați-i o șansă omului să se întoarcă și să fie patriot. Deci asta e că deseori elitele îl împiedică pe om să fie patriot decât îi consolidează un sentiment de pozitiv. De aceea, la nivel de elite, patriotismul elitelor din Republica Moldova lasă de dorit la acest capitol. Dar vreau să de asemenea să menționez că conform studiului de astăzi, care l-am ascultat cu mare atenție, mă îngrijorează faptul că aproape 20% din cetățenii Republicii Moldova practic nu mai cred în posibilitatea consolidării societății din țara noastră. 20%. Practic, fiecare al cincilea cetățean din țara noastră nu mai crede că poate să apară careva fenomene sau careva stimulente care să coaguleze societatea moldovenească. Și acest pesimism, eu cred că este determinat iarăși din nou de gestionarea ineficientă a treburilor în stat. Deoarece nu există state sărace și nu există state bogate. Există state bine guvernate și slab guvernate. Există state în care există o elită cu anumite viziuni patriotice. Dar ce înseamnă patriotic? Adică oameni dornici să lucreze pentru țara lor și în interesul țării lor, pentru viitorul acestei țări și nu pentru propriul lor interes. De asemenea, o altă cifră care m-a îngrijorat din acest studiu este că în jur, dacă nu mă înșel, de 16% se consideră că sunt discriminați în țara noastră. Asta tot este un procent destul de mare. Destul de mare. Și aici, iarăși, de nou, probabil este o vină a structurilor guvernamentale care nu își îndeplinesc misiunea, pentru că dacă omul se simte discriminat, înseamnă că sunt factori. De exemplu, el merge la spital și are probleme,
din considerentul că este de o anumită etnie sau este, Doamne ferește, bolnav sau are alte probleme. Sau nu sunt ponte pentru persoane cu dizabilități. Categoric. Sau copilul nu poate să meargă la școală, de exemplu, care anumite, iarăși de nou, este de o anumită etnie sau provine dintr-un anumit segment social și așa mai departe. Adică ideea care este? A fi patriot înseamnă să dorești conștient, să lucrezi pentru Republica Moldova, pentru țara ta și să lucrezi pentru viitorul acestei țări, în țara ta. Da. Noi mai avem probabil un minut la dispoziție. Domnule Pascaru, ar fi păcat să încheiem această emisiune fără să pomenim de școală. Acolo se altoiește viitorul de mâine a întregii societăți. Întrebarea reiese, iată, din acest considerent. Avem noi literatură patriotică? Avem educația bine pusă la punct în școli? Ne putem aștepta ca ziua de mâine să oferă alți indici la acest capitol? Clar că la acest capitol mai trebuie de lucrat în mare parte, pentru că în momentul când profesorul nu poate să-și permită multe lucruri pentru care o leafă mai mică, în momentul când profesorul este alungat din școală, școala închisă și el este nevoit să plece după hotare, nu putem noi să vorbim de patriotism. Avem nevoie de mai multă compasiune, avem nevoie de mai multă înțelegere, mai multă de bunătate. Este important ca politicianul să vadă oamenii simpli. În momentul când pensionarul primește o pensie mizeră, nu putem noi să ne gândim la lucruri înalte. Literatura patriotică este prezentă? Nu este un prezentă. Un copil poate merge într-o librărie să ia o carte, să citească, să afle cel care a fost, nu știu, Ștefan cel Mare... Ca exemplu? La acest capitol sunt foarte multe întrebări. Pentru fiecare copil este ghidat de profesor. Avem nevoie de profesori. Cum s-a spus Bismarck, Germania a fost construită, a fost făcută așa de mare de profesori. Este important ca să investim între acești profesori. Apoi să investim în copii. Pentru că avem, la acest capitol sunt probleme foarte mari. În China, de exemplu, dacă în școală sunt 2-5 copii, școala nu se închide. La noi, noi închidem școli unde sunt 100-200 de copii. Este cea mai mare problemă și este o tragedie. Și atunci când un profesor este nevoit ca să meargă pe drumuri, să lepede casa, aceasta este tragedia poporului nostru. Pentru că noi suntem indiferenți și politicul este indiferent la tot ce este om în vârstă, la tot ce este copil, la tot ce este om care poate să plătească impozit la noi în Republica Moldova. Și acest subiect trebuie să-l medităm. Trebuie să-l medităm scurt, foarte domnul tine. Negru. Eu cred că noi avem nevoie mai mult decât de literatură patriotică. Avem nevoie de un proiect de țară comun, la care toți cetățenii să participe. Frumos. Și să poată să-și lasă sume. Asta e. Eu doar două momente. Educație patriotică la etapa actuală nu există, iar Ministerul Educației din țara noastră finanțează din bugetul de stat organizații non-guvernamentale care se pronunță împotriva Republicii Moldova ca stat independent. Domnule Negură, domnule Popovici, domnule Pascaru, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și vă aștept și cu alte ocazii, pentru că în acest studio am lansat mai multe teze care urmează să fie dezbătute, poate și în cadrul altor ediții Reflector Analytics. Stimați telespectatori, în numele întregii echipe, eu vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi!